Există cel puțin 10 dovezi pe care Matei ne le prezintă în Evanghelia lui, în primul capitol, care ne arată că Domnul Iisus a fost fără păcat, a fost Fiul lui Dumnezeu și s-a născut de la Duhul Sfânt. În primul rând, el ne spune de la bun început că Iosif era un om neprihănit. Un om neprihănit care sub nicio formă n-ar fi avut o relație fizică intimă cu Maria. În al doilea rând ne spune că Maria și Iosif, care erau logodiți, nu locuiau împreună. Nu aveau o viață împreună, o viață intimă, o viață fizică împreună. În al treilea rând, el ne spune că Domnul Iisus s-a născut pentru că Maria a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. Ne arată deslușit lucrul acesta. În al patrulea rând, soluția lui Iosif certifică lucrul acesta mai mult. El se gândește, când vede că Maria este însărcinată, să o lase pe ascuns ca să nu o facă de rușine înaintea lumii, arătând foarte clar că ea a rămas însărcinată nu dintr-o relație fizică cu el. În al cincilea rând, Iosif în vis primește o revelație de la Îngerul lui Dumnezeu, care îi certifică faptul că Maria a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. Este o revelație supranaturală, directă de la Dumnezeu. În al șaselea rând, frământarea lui Iosif cu privire la situația în care se găsea arată foarte clar că Domnul Iisus nu l-avea pe Iosif ca tată biologic. În al șaptelea rând, Matei prezintă un citat din Isaia care tocmai lucrul acesta spune că fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu. Acest lucru s-a împlinit cu Maria și cu Domnul Iisus Hristos. În al optelea rând, Domnul Iisus Hristos urma să îndeplinească funcția aceasta de mântuitor. El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Este un citat extras din Evanghelia după Matei, capitolul 1. El nu putea să fie un mântuitor dacă era un om păcătos, născut dintr-un tată biologic și o mamă biologică care purtau păcatul strămoșesc al lui Adam. De aceea el s-a născut din Maria și a fost zămislit de la Duhul Sfânt, fiind Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, întrupat în carne și oase. În al nouălea rând, Scriptura ne spune că unul dintre numele Domnului Iisus Hristos este Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Așadar, Dumnezeu este acela care s-a întrupat prin Fecioara Maria, zămislit de la Duhul Sfânt. De aceea El este fără păcat și este Fiul lui Dumnezeu. Și în ultimul rând, Iosif nu are niciun fel de legătură, de relație fizică, intimă cu Maria, nici după ce o ia la el acasă. Scriptura spune foarte clar că până când Domnul Iisus s-a născut, ei n-au avut niciun fel de relație intimă sau fizică. Acestea sunt motive suficiente pe baza cărora putem să credem că Domnul Iisus a fost născut fiind zămislit de la Duhul Sfânt, că a fost Fiul lui Dumnezeu, că a fost Dumnezeu întrupat.